Secția de pediatrie a Spitalului Municipal de Urgență Roman are un nou aspect. Ministerul Sănătății a alocat acesteia fonduri pentru modernizare. Toate geamurile vechi ale clădirii au fost înlocuite cu unele noi. Au fost alocați de la Ministerul Sănătății, expres pentru secția de pediatrie, 700 de milioane vechi, așa, pentru reabilitarea secției. Și a fost prin banii aceștia sau din banii aceștia au fost schimbate toate geamurile vechi care erau în secție. Vreau să spun că noi aveam aceste geamuri de când s-a construit această clădire, prin 1968, din câte știu eu. Deci erau geamurile mai mult de 40 de ani. Deci din acele fonduri s-au schimbat toate geamurile cu geamuri termopan și din alte fonduri care le-a primit spitalul nostru în cadrul programul acesta de îmbunătățire de reabilitare a secțiilor, s-a reabilitat holul de la intrare și compartimentul de terapie acuți prin punerea unei pardoseli dintr-un material special în toată terapia și în holul de la intrare. Șeful secției de pediatrie a ținut să mulțumească persoanelor care au ajutat la reabilitarea clădirii. Aș vrea să remarc aici și să mulțumim în mod deosebit atât, în primul rând, domnului deputat Marius Neculai, care a făcut lobby pentru noi la Ministerul Sănătății, cât și mulțumim și direcției spitalului nostru, care a depus eforturi deosebite pentru efectuarea acestor lucrări, pentru banii care au fost repartizați au venit direct în secție, deci n-am avut niciun fel de impedimente și nouă ne pare foarte bine că copiii din secție acum au căldură, condițiile hoteliere sunt mult, mult mai bune decât în iarna trecută și sperăm să fim ajutați și pe viitor, deoarece clădirea este destul de veche și sunt multe de făcut, dar noi suntem foarte mulțumiți de ce s-a făcut în prima etapă. În total, pentru efectuarea lucrărilor de modernizare la secția de pediatrie au fost alocați 70.000 de lei.